titlul administrativ. Convocații în ședință ordinară prin dispoziția numărul 410, emisă de primarul Comunei Cârjol pentru astăzi, orele 12, care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 5.000 de metri pătrați înscris în cartea funciară numărul 60093 către UAT Comuna Cârjol. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cârjol pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de denumire a unei străzi din satul Cârjol. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Local Cârjol în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Cârjol pentru 2023-2024. Și numărul 5, diverse, da? Suntem prezenți toți și supunem spre aprobare proiectele ordinii de zi. Cine este pentru? Toți? Da. Toți, da? Suntem pentru. Bun, ce înseamnă? Înseamnă că nimeni împotrivă și nu se abține, da? Bun. Și supunem spre aprobare procesul verbal în Marieta? Da, procesul verbal. Aha, 4. O ședință ordinară din 28-a 11-a, o ședință extraordinară din 6-a 12-a, o ședință extraordinară din 15-a 12-a, văd că scrie, și procesul de pe 22-a 12-a 2023, da? Supunem la vot? Da? 3 extraordinare și unul și ordinar din 22 noiembrie. Avem de îndată pe 22, de îndată pe 6, de îndată pe 15. 3 și unul ordinar. Supunem la vot? Toată lumea? Da. Bun. Atunci trecem la punctul de pe ordinea de zi, da? Și anume proiectul privind acceptarea ofertei de donație a unui teren în suprafață de 5.000 de metri pătrați, înscris în cartea funciară numărul 60093 către UAT Comuna Cârjol, județul Bacău. Doamna Margareta Spătaru prezintă. E vorba despre proiectul de hotărâre care a mai fost supus spre în trei ședințe sau două, trei, în ultimele trei ședințe. Știți despre ce este vorba? Este vorba de terenul de 5.000 de metri pătrați. Da, într-o jumătate de oră ajungea și doamna proiectantă, dacă asta care este. Poate n-am fost eu bine să vă explic explicit. Ea vine de la Iași, nu știu chiar când ajunge. Da, nu știu dacă mai era nevoie și de ea, sincer, acum. Doamna s-a oferit să vină să explice despre ce este vorba. Dacă vreți să rămâneți un pic până vine doamna, nu este nicio problemă. S-ar pune subiectele alealte. Așa, și lăsăm un pic la subiect. S-a fost ultimul moment, nu credeam că și înseamnă că trebuie punctul 2, și anume proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, da? Pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2024. Facem propuneri? Domnul Matei. Na, domnul Roșu Ciudan. Deci propunerea este pentru Roșu Matei, da? Supunem la vot, cine e pentru? Toată lumea. Da? Ok. Bun. Când ridică mâna, nu răspund. Da, păi da, am văzut. Da. Oricum nu văd. Da, când se ridică, vedeți dacă nu trebuie. Și proiectul numărul 3, nu? Privind, trecem la proiectul numărul 3, privind aprobarea schimbării de denumire a unei străzi din satul Cârjol. Și tot doamna Spătaru Margareta ne prezintă. Da. Cum ați observat, am primit și materialele prin avem solicitarea părintelui Dragomir, care a venit și în 2020, după ce am aprobat nomenclatorul stradal și a văzut. A avut și dumnealui Odoleanță ca strada asta, Alexandru Ioan Cuza, să fie schimbată. De unde? De aici și până aici, de la drumul ăsta până la drumul respectiv. Traversează și partea despre Pământ Rău sau până la Ionuț Munca? Și dincolo. Trece și dincolo, da? Păi nu, care e linia a doua? Da, linia a doua. De aici, de aici. Matei.
De la Părintele Dragomir? Nu, nimic. De aici. Da. Bucla, linia a doua, până în capăt la comună. Da, e un kilometru. Acum ați văzut să fie. Da, da. Cum mă dă cu ultima dată. Da, da. Sălii. Și acum o să vedem dacă noi ne-am ținut de cuvânt. Am încercat, am zis că măcar atât să schimbăm denumirea străzii și după aia o să mai discutăm. Acum, eu când am primit informarea pe mail, chiar i-am trimis-o părintelui și s-a bucurat foarte mult că am reușit lucrul ăsta și am să schimbat denumirea străzii. Acum o să vedem pe parcurs dacă dumnealui o să... Să ne bucurăm și noi. Să punem la vot acest proiect? Da. Și am trecut la numărul 4, proiectul privind desemnarea unui reprezentant în CEA, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Cărjol pentru 2023-2024. Și a trebuit să... Școala Gimnazială Cărjol mi-a trimis adresă că reprezentantul nu s-a mai prezentat, bănuiesc, câteva ședințe, nu? Da, nu s-a prezentat și din cauza asta se înlocuiește. Când te-a reprezentat, trebuie să schimbăm. Dar a fost și pandemia. Da, pare să fie. Nu știu.
Dar nu, nu sunt votat. Da, 25 a fost prima dată și 31 a fost din dată. Dar nu a fost singurul, că nu mai fost multe care. Părerea mea ca să nu alungim. Ca să mai veni și ea. Ar face de contestație și vă răspunde. A fost vot decisiv care... Nu a fost vot decisiv pentru... Domnul primar s-a supărat tare că trece pe 25 pasența. După aia a făcut imediat pe 31. Ăsta, văzând că nici el nu vine, ați făcut ce ați făcut de adresă. Deci cum ar veni adresă. Nu am dreptul. Nu. Vreau să spui dacă ai semnat sau nu ai semnat. Dacă nu poți dar să depui o solicitare, se face expertiză de semnătură și ai să vezi că este semnătura ta. Deci o, eu am pus asta pentru orice. Cât ai prezentat la mine și aici și ai semnat. După ședință a venit. După ședință, nu? Bun, dar în timpul ședinței... Păi, timpul ședinței, dar nu a fost aici. Dom'le, dar își contestă dumnealui votul? Nu. Ți-ai contestat votul? Sau cum? Eu nu înțeleg acum, după 2 ani de zile. Păi, dar este votul lui. Și doamna președinte a acceptat că pentru că noi la începutul ședinței, în timpul ședinței am spus, domnul este plecat la Iași dacă a acceptat votul. Dacă suntem de acord, sunt și exprimi votul online. Știu asta, da. Asta s-a propus în ședință aici. Noi am votat pentru. Știu. Exprimarea votului online. Știu asta, da. Da. Din cauza că totuși, eu sunt convins că în afară de nu mă dau numai 1, 2, 3, habar nu aveam unde zrumurile astea. Eu mai știam unde zrumurile, dar restul, sunt convins pe mâna foc, nici nu știam unde zrumurile astea. Pe care totuși, pentru viitor. Pentru viitor, gata, acum am terminat. Dom'le, explici, ăsta vine de aici, vine de aici până acolo. Te duc, ăsta vine. Sunteți de acord, nu mă rog. Asta nu știu și eu care îi pide. Dar habar nu aveam unde zrumurile alea, ce-s cu ele? Adică, totuși, trebuie la explicat. Dar la ședință aia au fost inginerul Onigioaie și ne-a prezentat exact despre ce da, a fost o ședință, domnul inginer. Era aici, și am vorbit aici și am și spus atunci, că, în caz, pentru că au fost discuții mari, intervind în timpul ședinței și am spus, ni se prezintă date și documente. Dar domnul inginer vine și ne prezintă în mod eronat sau fals, da informația vis-a-vis de proprietate și faptul că a fost sau nu a fost drum cândva pe acolo, o să trebuia să simți un contencios administrativ. Da, n-a pus. Nu ești aici, nu ești mai nimic. Drumul ăla, chioșcul ăsta de aici, cum eu, a fost poarta acolo vreodată? A fost poarta aici? Când era cea pe eu? Poarta mare care și-a făcut aici. Da. Gardul ăla făcut, să nu mai, gardul ăla făcut acolo. E făcut acum? Să eu, de câte știu, e făcut prin 98. Deci, peste 25 de ani. Care, așa să zic. 98 nu știu, gardul ăla. Bun, 2000 să spunem, haide că să el e cumpărat din 96. De atunci și făcut. După după tine și după fiecare consilier de aici. Știți acolo, este posibil să ai ușă în față să intabuleze, să n-ai un ieșit? Când tu plătești din 2000, s-o plătit exact cum plătești și tu, cum plătești și altul, și altul. Este posibil ca să spună cineva, domnule, nu este. Zic, domnule, dar pe când se ieși pe aici? Nu știu, ești pe geam, pe alt. Deci este posibil să ai un metru, doi metri în fața unei clădiri care ai votat și vezi că habar n-aveam ce votăm. Până la urmă, dacă este să stăm de vorba așa, da, să stăm amasă și stăm de vorba și ca prieteni, stăm de vorba și ca abă. Da? Oriunde ai fi, unde ți s-o stabilit votarul, l-ai votat, pe partea cealaltă, dacă este de primit un metru sau doi sau trei, ca să poți să rezolvi o problemă, să ai un drum, să poți să ai acces. Nu, nu, ca să poți să ai la nivel de, cu decizii, materială. Dar ce este de domeniul public, nu? Și tip de domeniul public, nu, la... Deci poți să ai acces. La modul cel mai acces, lucrurile astea le negociești și îl vorbești și ce la ce? Nu, la cel care e vecin... Dar nu vă vă pune nimeni gard în fața porții sau ușă, să nu mai puteți ieși. Aveți ieșit? Păi de-a după ce ieșit, dar până la poartă, până la ușă? Păi da, dar ieșiți pe domeniul public, dar nu vă băga niciun
Presupun simt acolo din moment ce s-o plătit 20 de ani, exact cum plătește și Dana, ea nu întoarcem cu ea și o să mă cer cu ea. Exact cum plătește și ea și cum are îngrădit 1800 de metri sau 1700 de metri, atâta este și ăsta. Exact factura ce o are Dana, exact factura este și acolo s-a rogeta. Nu este nicio diferență. Ea e în 2001 și acolo e cumpărat în 96. S-a scris în felul următor. Ce? Chioș? 6 pe 5. Bun, acolo ce scrie pe graș? Graș, 20 de metri pătrați. Și atât farba, nu pare nimic. Ce scrie? Ce nu vă uitați? Doar nu scrie chioșcul care aveți acolo, care s-a făcut gardul, că plus 30 de metri pătrați. Păi dar și atunci, dincolo, cum scrie? Dar nu scrie așa și scrie chioșcul? Dar cu factură scrie în felul următor, o avem aici, da? Da. Chioș, 7 pe 6 sau câte este acolo, 30-50 de metri. Dincolo ce scrie? Unii dincolo. Nu ne-a spus la bar, ce scrie? La mine scrie, dragi, dar la mine scrie în același schița, măsurată din primărie, din ziua în care am cumpărat chioșcul, din ziua aia, măsurată de 5 ori. Da. Deci, grajdul, din ziua aia o trimis primăria, o măsurat hatul exact așa cum este, da, din colțuri, că de-aia am și câinii, că de-aia o și trebuie să plătesc atâta curtii, pentru că mi-o măsurat tot din hat în hat, în hat, în hat. Și ce bază legală este? Păi cum, dar mi s-o impus, eu am decizii din punere, curtea aia mea, o folosesc, o plătesc. Păi și acum era impunere, orice tot, așa era și eu cu chioșcul, așa era cu grajdul ăla. Dar nu venite pentru la tine să-ți măsoare, nu curțile. Cum nu venit la tine? Mi-a venit atunci, în ziua care am cumpărat, a doua zi, bun, și ce relevanță are? Ce este legal? Dacă veni să o măsura și plătești, păi ai o semnătură undeva unde se scrie că îți aparține? Păi așa după aceea plătește 3000 de metri pătrați. Scrie undeva că îți aparține acel loc, în afară de graș. Dar și nici nu mi-am asumat, nici nu era meu. Dacă păi și atunci pe ce bază să plătim? Dar plătește. Plătește. Dar plătește. Păi și eu plătesc aici. N-am plătit. Tu. N-am înțeles. Unde aveți? Da, nu eu, Sarugeta. Da, unde plătești din 2000 plătești. Unde e îngărdit acolo? Da, exact, exact, exact. 120 de metri pătrați de teren, știi, mă greșit. Deci nu, eu asta vi-am spus. Dar am mai spus-o de ieri. Acum nu mi-e nu mă dar mă dar undeva de 200 de metri. Dar e o chestie care un fel de... O fost răzbunare și normal, hai să-i arătăm ce putem face. Nu face nicio răzbunare. Păi dacă se plătește... Nu răzbunare. Păi, bun, de ce nu vă uitați? Dacă se plătește 120 de metri pătrați sau nu se plătește? Se plătește 120 de metri pătrați cu tot chioșul. Exact. Cu știință. Factura pe chioș, atâta aveți 6 pe 7, cât este acolo? Păi da, și plătiți 120 de metri pătrați. Și de ce l-o plătiți? Păi plătiți, ia uitați-vă sus, ia întrebați-vă, prietele, dar noi plătiți și arugeta. Dar noi încasăm, primăria încasează, ca să știți. Păi bun. Dacă vine cineva să plătească dintre noi, și eu pot să plătesc. Și rolul dumneavoastră, și alul ăla, și alul ăla, noi încasăm aici, nicio problemă. Dar nu ai bani în schițe, cum are și ai bani în schițe. Au venit, au venit. După aceea e știință care s-a aprobat, nimeni nu a spus că nu e a două sau... Păi în bază de încasere, dorință să-ți măsoare și să-i dă teren. Dar acum, sincer, nimeni nu a venit să spună că, băi, vezi că... Că nimeni nu a venit să spună că, băi, că m-a întrebat ce nu a avocat, a zis că, băi, dar totuși... Nu, doamne, nu știu nimic ăla ăsta. Păi, dar cum de el s-a ajuns până acolo? Păi nu vin și probabil că n-au vrut să vină, știți? Ce? 2 metri, 5 metri, 7 metri. Dar nu m-am dus de la domeniu, ce nu mă înțelegi? Că eu din 80 cercuri. Nu m-am dus niciun metru, dar acolo a fost așa cum a fost. Nu m-am dus un metru. Ce dragul, nu mănânc rahat din gură. Ce mie să spun povestea aici și au zis că mi se pare că ați mutat gardul cu 30 cm. Dar nu-mi lasă-o de la copii, asta e gardul cu 30 cm de gardul în asta. Asta e gardul făcut de când e făcut, 2000, 2001, 2003, când a fost. Nu, acum pentru... Să știți că totul spune și că nu e o chestie, că 100 de metri pătrați nu e nicio problemă, noi acum punem problema de 5.000. Dar la 100 de metri pătrați ne-am pus, am sărit în sus. Bun, mulțumesc. Domnul Saroș, sau doamna Saroș, vă rog să plăți ce aia aia, vă rog să luați jos gata. Nu, oricum 22 de ani, plătit, deja e în zuca pe una, deja e proprietar. Faceți documentație, mergeți mai departe, da, să-ți spun, doar ce să vă spun. Nu credeți că fiți poate înainte, că mă și rog. Hai, că nu e o avere, dar nu cheltuiți. Dar nu e o avere, dar e un gest nebugetat. Nu este o avere, nu asta a fost. E un gest, a fost un gest nebugetat. Nu, e un gest legal. Dacă vă abțineți tot acolo și faceți acte exact legal, este dumneavoastră, nu e problemă. Un metru, doi, 50 că sunt acolo, coapte. Exact, îl plătesc 120 de metri pătrați. Dar ce plătesc 120 de metri pătrați. Haideți că văd că doamna nu mi-e. Haideți să trecem atunci. Atunci trecem la acest proiect, da? Despre care am vorbit. Și... Îl știi, proiectul de donații, da? Nu-l mai citesc, de 5.000 de metri. Nu mai citesc. Doamna Margareta ne-a vorbit despre el. Ce facem? Soapte deja la vot?
Deci timpul acestul e enorm. Știți care e treaba? E proiectul apă și canal? De asta ne-am și... Păi faci, dar dacă nu ai o să pui bazinuri și cursate de clorinare... Și m-am primat, să știu eu, bă, și un conflict de interes. Acum, hai să luăm pe care găsim, luați-mă dacă legele, cât de cât nu trebuie să ne-am să avem dreptul. La dumneavoastră acolo, ce mai, este un conflict de interes. Nu am un primar ca să doneze cuiva. Dacă știați de înainte, de exemplu, dar mi-te dai cuiva, băi, Marcel, mai era, ia terenul ăla. Și-l donează Marcel sau cu tare sau cu tare. Ca un primar să doamne. Dar durează, domnule, durează asta. Dar nu știați până acum, dar asta durează. Durează. Da, da, bine. Dar sunteți de acord că sunteți într-un conflict de interese? De ce sunt? Adică dacă vreau să donez eu, vine și-o dumii tale și donează și-o. Nu, da, nu știu. Da, vine și donează. Că dacă vine ceva să donez, mă întreabă cineva, domnule, domnul Bortă a donat odată. Bineînțeles, nu pot să spun că nu. Da, domnule, omul a donat. De care interes nu e o problemă. De care interes nu e o problemă. E o chestie. Nu, dar vorbim de donație. Eu vreau să donez pentru proiectul ăsta, că nu avem o să pun bazinele și stația de clorină. Mai avut eu proiect de apă și canal de 1.300 de milioane de 6, 9 martie 2020. Este proiectul făcut, nu știu dacă e proiectul, nu este, dar s-a plătit, s-a comandat, e contractul nu de și nu știu ce e cu el, că dacă există, hai să vedem și noi pe ăla. Nu, Nisor, asta este proiect care sunt și banii, da? Prin Angel Salinia. Nu știu prin ce sunt banii, dar atunci mi-ar trebui contract de donație. Și în primul rând sunteți amândoi, domnul primar, proprietar. Într-un bun comun, de exemplu, noi de amândoi suntem căsătoriți soț-soție, când primesc orice donație, sau chiar m-am cumpărat pe timpul căsătoriei, se cheamă bunuri comune și nu poate înstrăina unul din soți, din moment ce au fost căsătoriți în perioada respectivă. Dacă erau separat, dovedesc că nu era un divorț, era divorțat, e una. Dar ca bunuri comune, trebuie să dăneze ori amândoi, ori niciunul. Amândoi, domnule, dar este actul de proprietate. Actul de proprietate. Stai, dacă nu am cu George, dar se înțelege că ești lucru Vasile. Unde? Dar nu știu, Vasile, domnul Traiaște, cu George. Băi, în cerere vreau să văd amândoi. Da, ce mai vrei? Păi, dar eu când ofer ceva, ce o ofer numai soția și pe mine. Nu, dar nu-i soția, adică nu... Păi eu trebuie să știu. Trebuie să pot treba, când mă ofer soția, trebuie să mă ofer și eu. Da, hai să punem. Să punem la vot, dar acest proiect, ce ne-i pentru? Mărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, toți suntem la noi. De acord? Da. Eu nu mă abțin, dar de acum, nu, pentru că dacă domnul primar zice că apare amândoi cu cerere, atunci am zis. Amândoi nu o să fie. Nu, vedeți, în biroul de publicitate imobiliară, actul care vi l-a eliberat. Clasic. Să nu pun George. Eu s-o spune din nou urmă. Nu mai e vorba de asta de acum. Dacă ne aducem din donație, o să vă dau atunci. Că scrie acolo și nu vă să nu pun George. Și câți bani ați luat? Deci câte voturi e avem pe toți, Da, da, da. Sărbători cu sănătate.